Ai primit o întrebare despre Îngerul Păzitor. Cum percepi tu Îngerul Păzitor pe care îl are fiecare om? Deci pe umărul drept este o formă de lumină, ca o păpușică, fie ca un porumbel, o formă. Pe umărul stâng este o altă formă. Totdeauna aceste forme de lumină, când noi trebuie să facem o faptă bună, păsărica sau păpușica sau forma de pe umărul drept e așa de ageră ca un copil când zburdă. Când ne atrage la ceva zbucium și spadă, e tare ageră forma din partea stângă. Iar mie tot omul are un paznic. De ce? Pe mine moșul meu, că așa arăta ca un moș cu bățul mână. Moșul, dar foarte rar vine acel moș și vine numai când merit, cred, atunci când o fost să mă calce trenul în gară, după aceea acasă, sub stejar și în multe, multe locuri de primejde care nu aștept la ele, vin instantaneu, moșul apare și mă salvează. Eu acela socotesc că este îndrumătorul meu, dar tot omul are o formă, pentru că mergând mereu prin case, la cunoștințe, mergând totdeauna de deasupra ușii la intrare, are o formă de lumină, un bătrân, o bătrână, pe cineva, dar stau de tot în casă și la noi în casă, dar nu prea stă mereu. Când vine, vine după mine, când e nevoie și unde. În gară la Deva, la Iași, m-a salvat tot același moș. Eu i-am zis moșul. Fiecare moș, dar nu vine când vrem noi și când îl chemăm, vine când știe el. De asta, cred că ați vrut să mă întrebați? S-am luat o razna cu întrebarea. Nu, e foarte bine, da. Despre asta o să întreb. Despre cum arată moșul vine iarăși foarte mult, foarte des. Atunci când ne facem spovedanie, eu am un obicei, nu știu, eu nu vreau să judec pe alții, eu nu mă pot judeca pe mine și să măsor faptele, dar de cum să zic de altul. Dar eu când am chemare să merg la biserică, eu întâi îmi fac spovedania în taină, față de mine și de Dumnezeu, că numai Dumnezeu știe ce am făcut eu cu voie sau fără voie, Dumnezeu și eu. Și după aceea, dacă socotesc că mi-am făcut-o în taină și mi-am slobozit sufletul, cu toate, atunci mă duc să mă așez sub patrafirul preotului să mă distăinui. Dar dacă nu, nu mă spovedesc. Spovedania se face întâi acasă, în taină. Și când o fac, uneori mai apare moșul. Și atunci când nu mi-aduc aminte, nu că le hotăsc să le dau la parte, când nu mi-aduc aminte, mă face din acea spovedanie în taină să plâng. Și mă trezesc la ceea ce am uitat. Mă îndrumă moșul să mi-aduc aminte.